Ai zis dreptunghiul urmează. Dreptunghiul este panogramul de înainte cu unul drept. Da. Și dacă are unul drept, fiind panogramul înainte și unghiul opusit, toate sunt incongruente din panogram, da. 90-90, toate sunt de 90 de grade. Mm. Iar pătratul, ca să devină pătrat o figură, trebuie să se întâmple să fie dreptunghiul din înainte, dar cu două laturi vecine. Da. Congruente. Ori asta, ori celălalt, ori celălalt. Că într-un dreptunghi nu se întâmplă așa. Uite, într-un dreptunghi, două laturi consecutive nu sunt congruente. Da. Deci dacă le fac două consecutive congruente, l-am făcut repede pătrat. Ce noutate în dreptunghi diagonale erau egale, da? Da. Dar în pătrat despre diagonale ce se întâmplă? Ce poți să spui despre diagonale în pătrat? Sunt egale ca și înainte, dar sunt și perpendiculare. Sunt și perpendiculare. Se înjumătățesc ca paragraf și toate chestia asta. Ele sunt perpendiculare aici? Da. Am dus-o în noi. Am întrebat să nu demonstră nimica. Deci sunt diagonale dinainte, perpendiculare, deci figura rapidă este pătrată. Cu alte, sau alte, altă variantă rapidă. În clipa în care am vorbit de congruența celor triunghi luată, triunghiul ăsta, BBC da, și BBC. Și ai spus cele două triunghiuri sunt congruente, ai dovedit-o foarte bine, ai avut toate argumentele din congruența triunghiilor respective și în BC cu BM sunt egale, că sunt ipotenuze da. Cele două triunghiuri. Adică acestea sunt diagonale. Diagonale sunt și egale. Și fiind perpendiculare, gata, e problema, da. E pătrat. Puteai tot atât de bine prin congruența triunghiului, aveai și că NB e cât MC, da? Și dacă NB e cât MC și sunt perpendiculare, figura asta care s-a format acum este ce? Figura asta formată are două laturi consecutive alăturate congruente, și dreptunghiul care ai două latere alăturate congruente, pătrat. Terminat și aici. Deci tu trebuia să termini problema foarte repede. Că aveai sigur din congruența triunghiilor latura NB este cât BC pentru că ăsta e de 45 și ăsta e de 45. Da. Și-s două latere alăturate congruente. Da. Deci, vezi? Aveai două ieșiri. În final, am făcut problema. Dar fără perpendicularitatea de ei s-ar fi putut mișca problema? Nu. Nici oameni. Că numai perpendicularitatea ți-o dă 45-45 și toată povestea a mers de aici. S-a rupt problema. Deci, încă o dată, tot ce avem în ipoteză trebuie valorificat. Ori de câte ori vrei să faci o problemă și nu valorifici ipoteză, nu ai nicio șansă. Sau vei reacționa prost. Sau vei reacționa prost și zici că am făcut problema. Ai folosit toată ipoteza? Nu. Să fii la prost, n-ai nicio șansă. Când nimic nu-ți dă, nu-ți dă nicio informație care să fie acolo aruncată, izolată, autor. Ci toate trebuie folosite. Când nu mai ai inspirații și nu mai ai idei, eu zic, am folosit toată ipoteza? Da sau nu? Dacă da, înseamnă că nu ceva îmi scapă mie din raționament. Nu știu niște lucruri din urmă. Dacă nu am folosit toată ipoteza, nu am. Și acum, dacă vei cei de 4,5 metri, care este perimetrul? 18. De 4 ori de 4,5, 18 și de 4 probleme. Unde este mezul problemei? Ce să arătăm? Să arătăm că figura este pătrată. Și, perfect, am arătat pe baza raționamentului așa cum l-am folosit. Hai să zicem demonstrații. Demonstrații. Cum performi? Păi, trebuie să adăm cu triunghiurile NBC congruente. Începe de BM bisectoare. Da. Dacă e bisectoare, BM bisectoare, rezultă. Că... Deci, hai să spunem A, B, C, D, dreptunghi. A, B, C, D, dreptunghi. Rezultă că măsura unghiului B, B. Egal cu cât? 90 de grade. Păi de altă parte, de sub avem că BM bisectoare. BM bisectoare. Bisectoarea unghiului B. Da. Rezultă din cele două. Că măsura lui B este de 45 de grade. Între 3 litere. N, B,
bână. N, b, m, măsura lui n, b, m, congruent. Egală, măsura este egală cu măsura. O măsura lui m, b, c. Da. M, b, c. Și egal cu 90 de grade. Deci, n, b, m, adică unghiul ăsta, e cât unghiul celălalt, e egal cu 45 de grade, da? Cu 45 de grade, al 90. 45 de grade. Și păi, cum g, sunt de desubt, cum spunem, cum c, n, e perpendicular pe b, m, da. Adăugă când n, perpendicular pe Pe bâmă, rezultă că măsura B-O, hai să spunem că O a fost din intersecția. Deci bâmă se intersectează cu cână și egal cu mulțimea formată din punctul O. Yeah. Da? Și atunci din perpendicularitatea asta rezultă de aici că măsura lui așa, că măsura unghiului C-O C-O-B da. C-O-B egal cu 90 de grade. Și am adresat spre compararea cele două triunghiuri. Nu? Și faptul că avem pe O-B-C de 45 de grade. De O, da, sunt triunghiul. De desubt, e era foarte important. Cu măsura de desubt lui O, B, C. O, B, C. Este de 45 de grade. Așa. Din cele două, rezultă că și măsura lui O, C, B. Egal cu 45 de grade. Așa. Și acum, dacă luăm spre comparare triunghiurile, deci fie triunghiurile. Care triunghiurile? N-C-B. Triunghiul N-C-B și... M-C-B. M-C-B. Despre cele două triunghiuri spunem că A. B-C latură comună. B-C, da. B-C. Latură comună. Da. N-B-C, congruent cu M-C-B. N-B-C, măsura unghiului, da? Da. Măsura unghiului. N-B-C, congruentă cu măsura egală. Cu măsura. Când unghiul este congruent, când ai zis măsura, da. Egală, da? Egală cu măsura unghiilor M-C-B. M-C-B și egal cu 90 de grade. Apoi. Putem să mai spunem că B-C-N congruent cu C... C-B-M. B-C... N. N, da. Congruent cu... Cu B... C-B-M. C-B-M, da. Și în paranteză puneți 45 de grade, da? Da. Dacă vrei să nu așa, să iei măsura, egal cu măsura. Da. Din demonstrația asta, da? Da. Demonstrații. Și asta din ipoteză. Da. Rezultă că cele două sunt congruente. Deci rezultă că tu îngroate în discuție sunt congruente, adică ce? Unghi latură unghi. Triunghiul luat în discuție sunt congruente, adică triunghiul N-C-B congruent cu triunghiul M-C-B. Congruent cu triunghiul M-C-B. Și triunghiile fiind congruente, reiese că N-B congruent cu C-M. Da? N-B congruent cu C-M
Și congruent, dacă vrei, mai departe și cu băcă. Da. Da? Și cu băcă. Da? Și... și mai avem că NC, perpendicular pe bână, da. NC, perpendicular pe bână, adică diagonalele sunt perpendiculare, da. Acolo din cele două ori iese că... NBK este pătrat. Deci, de aici reiese că figura pe care am luat-o în discuție, NBKM, este pătrat. Pătrat. În momentul de față am descris la primul punct. Iar perimetru, asta e amic. Iar perimetru este cu egal cu 4,5 cm ori 4. Deci perimetrul lui NBKM egal cu 4 ori 4,5 și egal cu 18 cm. Da? Și am făcut problema. Eu insist foarte mult să te fac pe tine și pe toți prietenii noștri să înțeleagă că în clipa în care mă apuc de o problemă de geometrie, trebuie să citesc de multe ori și cu foarte multă atenție ipoteza. Și când am zis să dă dreptunghiul, toate elementele legate de dreptunghi sunt prezente în mintea mea. Au venit toate în prim plan. Adică diagonalele sunt congruente, se înjumătățesc ca la paralelogram, sunt congruente de data asta, toate unghiurile sunt de 90 de grade, laturile opuse sunt paralele și congruente de două ca la paralelogram. Pentru că el este dreptunghiul, paralelogramul înainte cu un unghi drept. Da? E bine. Bâmbă bisectoare. Gata, al 90. Asta și asta, de 45 și 45. Acum înțeleg și mai ușor. Puteam să spunem că diagonalele sunt congruente că, pentru că luăm informații de la romb. De la romb. La romb nu sunt diagonale congruente. Sunt perpendiculare. Atât. Sunt perpendiculare. La romb, la romb, avem așa. Da. Da? Și da, trageți, da, să sunt jos. Da. Și diagonalele doar sunt perpendiculare, da. Se înjumătesc, e un paralelogram. Da. Cu două laturi alăturate concurente. Da. Deci, noi rămânem la figura noastră, care este, dacă da. Vrei, ca definiția, o altă definiție a pătratului, ar fi, e rombul cu unui drept. Da. Rombul cu un drept. Și atunci iasă este panogram. Este pătrat. Pătrat, da. Da. Insist că mai scos din mână, gândind ce este pe camp, anume că în timpul rezolvării, eu trebuie să am în minte toată ipoteza. Dar când îi dau drumul la probleme, toate elementele mi sunt prezente. Bisectoare, nu degeaba. Nu poți tu din două. Păi ține cont, nu au fost 20 de grade, 45, 45. Duc perpendiculare. Nu degeaba. Și aici e miezul problemei. De fapt, fiecare 45, 45, perpendiculară, mă duce spre drumul GOC. Isoscel. Câștig informația că aici e 45 de grade și deci, gata, am mușcat problema că ăsta bate spre drumul NBK și BMK, dreptunghice, o latură comună, isoscele, și mă asigură de congruența triunghiilor. Congruența triunghiilor îmi dă drum la problemă. Figura asta am și că NC e că BM și perpendicular. Și iată povestea e rezolvată. Vezi? Multă grijă. Deci în afară că rezolvăm problema în sine. Am nu se înțelege că eu cineva îmi spune așa. Domn profesor, am problema asta. Stă-mi. Păi nu fac problema ție punctuală. Nu asta mă interesează, ci discuția pe care o fac aici. Este important ca tu să câștigi încredere și să înțelegi cum anume faci probleme. Că ai foarte multe probleme de făcut. Geometria este încărcată de... Nu putem spune modele. Nu-mi cereți modele la geometrie. Și nici la... Eu fug de modele. Și nici la algebra. Nu vreau modele. Vreau un mod de a gândi concret în fața problemei. Da? De aceea, dragilor, nu cereți să fac modele. Ce mai ai? Ai terminat tema. Deci, eu mă bucur așa că ai venit cu cele două probleme, dar sper să fi înțeles că eu am avut
spun, răbdare și am încercat să insist pe cei ce cum fac cu o problemă. Mi-a cerut să arăt pătrat. Ce trebuie să arăt ca să tipătrat? Nu știu mai deși cu care sunt problemele de ține pătrate. Sigur că da. Și ce elemente sunt definitorii, definiția pătratului. Ca să fie pătrat, trebuie să fie. Nu? Da. Un dreptunghi, care cu două laturi vecine da. Congruente. Sau un rom cu 90 grade. De ce e suficient un rom cu 90 grade? Ai cele patru da. Laturi, și dar când ai avut un rom cu 90 grade, se schimbă totul și devine pătrat. Fostul patrogram avea un grilu opusit de egal, congruente. Și acum 90 și 90, două îngrapulăturate fac 180, deci 90 și 90, deci totul este rezolvat. Așa sinteza oare. La sinteza oare aș vrea să vedem ce am făcut noi aici. Ce elemente am atins? Hai să vedem. Congruența triunghiurilor, da? Da, congruența triunghiurilor, proprietățile dreptunghiului, rombului. Am plecat paralelogram. Paralelogram. Dreptunghi. Proprietăți. Da. Da. Am vorbit despre dreptunghi. La dreptunghi, toate proprietățile, adică fost un paralelogram cu un drept. Da. Aici, paralelogram. Cu un drept. Drept. Asta înseamnă că toate proprietățile de la paralelogram sunt rezemne și la dreptunghi. Am vorbit despre pătrat, nu? Da. Proprietățile la paralelogram și la dreptunghi fiind la pătrat. Toate se preiau. Noutatea este aici. Diagonale sunt perpendiculare. Deci diagonale. Perpendiculare. Asta ar fi noutate absolută la pătrat. Da. Și ce este pătratul? Dreptunghiul? Și toate laturile congruente. Deci față de dreptunghi, da? Da. Toate laturile congruente. Dacă aceste lucruri sunt clare, te apuci de probleme. Dacă nu, de fiecare dată te afli într-o nebuloasă. Dacă noi nu știam ce trebuie să arătăm figura aceea ca să fie pătrat, păi trebuie să fie patru laturi egale, congruente, sau diagonale, perpendiculare, nu e suficient, că atunci e rom, da. Și atunci mai am unul din ordinat, și ăla am, că e din tot dreptunghi. Chiar dreptunghi. Da. Aceste lucruri trebuie bine știute și încă o dată, voi la clasa a șaptea aveți foarte multe lecții. Dragilor, de aceea ce trebuie să fac eu? Să urmărească toate lecțiile la clasa a 7-a. Că da. Deci la clasa a 7-a se înceapă să urmărească lecții la paralelism, la paralelogram, tot ce am făcut. Și acolo găsesc un stil de a aborda problemele diferite de la toți ceilalți de până acum. Deci la prof online găsesc așa ceva. Nu vă uitați, vă abonați și aveți o șansă imensă. Povestiți și alții. Mi se mai întâmplă când mă sună câte ceva și le spun mă, uite, am stat de vorbă, ți-am spus când tastez pe Google Prof Online. Îți apare pagina de intrare. Ei se duc de idei pe YouTube. Și YouTube-ul dă o parte din lecții. Da. Da. Dă lecții înrudite. Da. Așa. De când dacă te-ai dus acolo la Prof Online, tastat pe Google Prof Online și ai intrat în pagina de intrare și vezi video matematică acolo, aici e și video, acolo, video matematica, dar video matematica când ai deschis pagina video matematica, matematic pe înțelesul tău și acolo pe clase vezi. Și vezi toate structurate și dai clasa a 7-a și îți apar toate lecții clasa. Mai vrei și când vezi clasa a 6-a, vezi toate lecții de clasa a 6-a. Geometrie și algebra. Deci acolo aveți o șansă imensă. La revedere, dragilor! La revedere, sunt invitat la Excel, la prosumă, la revedere! La revedere!